5 de minute. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea pentru 800 de euro astăzi și un curcan de 15 kg, un curcan românesc de calitate cu dublă greutate de la Beneș Curcanul. Împreună, premiul cel mare, așadar 800 de euro și un curcan. Să-i spunem bună dimineața astăzi Cristinei din Slatina. Bună dimineața! Cristina, ne auzi? Vă aud? Asta este. Important e să te auzim și noi bine și cred că stai într-o zonă unde semnalul îți face ceva probleme. Așa că, nu știu, poate te apropii de o fereastră. Poate. Unde ești? La serviciu, acasă? La serviciu, acum auziți? Da, te auzim, da, Cristina, mai bine. Ești cu colegi? Am doi colegi în birou, desigur. Bun. Extraordinar. E foarte bine. Te bazezi pe ei sau doar așa la... Nu prea. Și că nu prea. S-a auzit. Cum îi cheamă pe domnii colegi? Au vrut să se delimiteze. Aș putea să nu spun cum îi cheamă? Da, ai putea să nu spui. Deci domnii fără nume sunt timizi. Anonimii din Slatina. Din Slatina, da. Știi că Slatina a dat o campioană recent, doamna cu bunica, la dublu sau nimic. Da, așa este. Ați ascultat atunci concursul? Din păcate, nu. Mm-hmm. Dar știi povestea. Da. Asta. Deci în Slatina... Astăzi, sunt campioni. Astăzi poate porni o tradiție. Că deja, dacă ar fi două câștigătoare de slătine, M-aș bucura. Am putea vorbi de o datină locală. Bine, Cristina, păi regulile le știi? George, mai... Da. Păi nu, că sunt lucruri simple. Să le repetăm pentru cei care poate ascultă dublu sau nimic pentru prima dată astăzi. Avem 6 secunde rezervate, uite, pentru Cristina și astăzi, ca să ne dea un răspuns corect la fiecare întrebare. În ceea ce privește premiul, avem 800 de euro în total. Plecăm de la 100 de euro, dublăm la 200, 400 și 800, dacă e cazul. După fiecare răspuns corect, Cristina, tu ne spui dacă mergi mai departe sau te oprești. Te oprești, rămâi cu banii câștigați până atunci. Mergi mai departe, poți câștiga dublu, dar riști să răspunzi greșit sau să ieși din timp și banii să rămână la Vlad, ca de obicei. În ceea ce îi privește pe colegii fără nume, de al căror ajutor s-ar putea să ai nevoie în concursul de astăzi, e important, chiar dacă îi răspund, ca tu să fii cea care pronunță răspunsul final. Da, Cristina? Am înțeles. Gata, ne Perfect. Apucăm de treabă. Gata, noi suntem gata să-i dăm bătaie, jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 100 de euro. Atenție la sincronizarea cu colegii. Cristina, s-ar putea să fie nevoie acum la prima întrebare, care e simplă. Ce echipă de fotbal, Cristina, a câștigat sâmbătă Liga Campionilor? Chelsea. A câștigat... A fost la miezul nopții, e greu. Da, a fost destul de târziu, adevărat. Colegii au zis, da? Da, colegii e un bărbat aici. E un bărbat, e un bărbat, zice, Chelsea, e răspuns corect! Bine, colegule. Bărbatul a răspuns corect. Se aud înfundat, așa ai văzut. Caporumbei. Cristina, să știi că în continuare ai probleme cu telefonul și cu semnalul. Dacă se va întâmpla să nu te auzim, nu putem să-ți validăm răspunsul. Am înțeles. Acum se aude bine, rămâi acolo. Acolo rămân. Nu mișca. Hai să ne grăbim ca să nu pierdă semnalul. Nu pierde semnalul. Mergem mai departe, Cristina, sau ne oprim aici? Mergem mai departe. Păi 200 de euro. Logic. Ce vorbeam? Corect. Ales acum de când e și curcanul băgat. Oh. N-ai cum să te mai oprești la prima întrebare. Mai ales când pornim de la 100. Uh-huh. Cristina. Da. Câte laturi are un pentagon? 8. Spre deosebire de octogon, care are 5. 9, 7.
Exact. Da, septa. 5-5-5. Hai că... E bine că ați lămurit-o. 3-3-3. Nu, no, e 3-11 cu 3. Nu cred. Cum ai făcut? Cum ți-ai dat seama? Oh, hai mă, terminați cu astea. Răspunsul pe care încercăm să-l validăm este 8. Este singurul răspuns care a venit în cele 6 secunde. Da. Păi da, dar l-a demontat chiar Cristina. Că a... Dar Cristina, de unde știi că l-a demontat bine? Asta da, corect. Chiar. Nu mă fierbe. De la ce să vină penta? Au fost 8, au fost 7, au fost 6. Au grecii o melodie, penta, 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 tirli, 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 nu? Nu știu, nu știu ce melodie. Depende, depende. Tu asculti măi, muzica ta acasă. Stai că-ți dau link-ul. Da, Cristina, din nefericire... Cred că Vlad e pe o grecească nișată. Din nefericire, răspunsul tău corect a venit foarte târziu. 5 este răspunsul corect. Asta este, rău cu curcanul. Da. Trebuia să măcar să-ți imaginezi clădirea Pentagonului din America. Da, da, da. Se întâmplă din cauza emoțiilor să avem surprize de din asta. Pe mine m-au dezamăgit colegii tăi, să știi. Da, tu n-ai nicio vină. Da, colegii. Colegii. Da. Care au liniștea necesară. Cristina, să știi că asta cu am rămas doar curcanul, nu e un curcan obișnuit. Da. E un curcan cu greutate de 15 kg de la Peneș Curcanul. Trebuie să știi că ajută la scăderea la nivelului de colesterol rău din sânge și la îmbunătățirea sistemului imunitar. Deci e un super curcan, aș zice eu. Poftim? Ca să-mi dau seama mai rapid că Pentagon are 5 laturi. Bravo! A rămas setată pe Pentagon. O să-ți o tavă pentagonală în care să strecori curcanul ăsta. Cu nou concurs dublu sau nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc. Verificați originea pe etichetă. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM. Descoperă o lume